Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi continuăm să explorăm Palatul Banfi. Vom afla curiozități și lucruri inedite despre cel mai important monument baroc laic din Cluj-Napoca. Palatul a fost cea mai luxoasă casă din cetatea veche. Membrii familiei Banfi nu s-au zgârcit la pungă când l-au decorat și rezultatul i-a făcut pe locuitorii vechiului Cluj să crape de invidie. Mai mult, conții aveau și capricii excentrice. Unul din reprezentanții familiei Banfi și-a comandat o sanie îmbrăcată în aur. La sute de ani după ce gloria nobililor maghiari a apus, s-a deschis un muzeu de artă în incinta palatului, care conservă o mică parte din comorile adunate de familia Banfi. Domnule profesor, cu ce se deosebește acest palat, mai ales în interior, de alte palate în stil baroc din Cluj, de alte clădiri, mai degrabă în stil baroc? Păi, în primul rând, este originalul și toate celelalte palate din Cluj l-au luat ca model. Și dacă o luăm ad literam întrebarea ta, se deosebește prin somptuozitate. Este mult mai, a fost cel puțin, și acum arată foarte bine ca expoziție și ca și galerie de artă în cadrul muzeului de artă, dar era, aici suntem în apartamentele speciale ale familiei, ale conților, cele 5 camere de care am vorbit, care unele erau închiriate, unele nu, dar numai persoanelor de rang înalt. Și sigur că de aici erau, cum am zis, adică nu spun eu, spun martorii oculari, acel Iojica Micloș, de care am amintit, el descrie cu lux de amănunt somptuozitatea și luxul care exista în aceste 5 mari încăperi. Și prin faptul acesta a potenței financiare a familiei, care era relevată prin acest lux deosebit. Sigur, noi nu ne putem închipui, știm numai prin analogii, pentru că, din păcate, din mobilier original s-a păstrat foarte puțin, hai să spun o picanterie, s-a păstrat o sanie aurită a contelui George. Cum așa? Mai asta nu știu cum și mai este un lucru inedit, apropo, fac o avanpremieră a intrării în muzeu. În magaziile acestui muzeu s-a găsit bustul lui Sisi, bustul Elisabetei, original, care era pe cetățuie. Foarte interesant, concomitent, când s-a realizat și copia de către sculptorul din Mișcolți, copie care este astăzi în curtea Bisericii Luterane de peste drum. Foarte interesant, acest bust al împărăteței Elisabeta, soția lui Francisc Iosif, s-a găsit accidental sub o masă, într-un depozit, ca să vezi noroc. Ce să-ți mai spun? Cum ajungeam aici, în aceste apartamente, încă câteva amănunte să spun de rezalit, de acel balcon care iese în afară. Avea o balustradă, bineînțeles, toată era sculptată foarte frumos, sprijinită pe 7 stâlpi, cu, și astăzi este tot pe 7 stâlpi, cu capitelul, capitelul este partea de sus a coloanei, cu capitelul în stil corintic. De asemenea, această... Stil corintic, da. Mai exact ce înseamnă? Exact, stilul corintic este un stil așa mai dantelat. Stilurile grecești erau doric, mai dur așa, ionic, coarne de berbec, și corintic. Ionic le vedem, stilul ionic îl vedem în interiorul curții, pe arcade și pe coloane, corintic aici în față, doric nu avem. Astea sunt cele trei stiluri de bază ale Greciei antice și nu numai Greciei antice, și clasice și perioade elenistice, dar nu intrăm în detalii de astea. Oricum, secolul XVIII, barocul se inspiră extrem de mult din antichitate. Balconul are 4 ferestre, deși cele 4 axe principale din cele 15. La marginea ferestrelor este un copil care are un corn al abundenței la cele laterale. La cele principale este un copil cu delfin și cu putii, o să mă înțelegi ce-i putii, este cuvânt care provine din limba italiană și desemnează un mic copil, băiat, dezbrăcat, care avea și similitudine lui Cupidon, ori avea aripi, ori n-avea. De asemenea, între spațiul din mijloc, dintre ferestre, este un înger care suflă dintr-un corn. Și la încadramentele ferestrelor sunt cele 4, să le spun, semne ale terei de astăzi. Hai să exagerăm puțin, stai să spun, alegoric, bineînțeles. Pământul, focul, apa, aerul. Deci astea sunt prezente. Și încă un lucru trebuie demn de reținut. Aticul. Aticul are cele 6 statui, dar fiecare statuie și are rolul său și 8 urne. Atenție, o să ți le explic pe scurt.
Este zeul Marte, zeul războiului. Un guvernator trebuie să fie un bun războinic. Zeița Pallas Athena, zeița înțelepciunii, cred că trebuie să fie și înțelept. În timpul liber îi plăcea cântecul, distracția, entertainmentul, Apollo, îi plăcea vânătoarea, Diana, îi plăcea și dreptatea. Pe o parte a la colț este Perseu, care ține capul balaurului, care a ținut o prizonieră pe Andromeda, nu mai intrăm în detaliile legendei, iar pe cealaltă parte este Hercule cu pielea leului din Nemea. Cele 12 isprăvi. Deci, și sunt 8 turne. Atenție, nu aiurea sunt 8 turne. George Banfi era francmason. Cifra 8 înseamnă cifra infinitului. Și ei foloseau astfel de treburi în diverse construcții. Acum, nu neapărat, e sigur că poate unii o să spună că este pur întâmplător. Nu cred că este pur întâmplător. Câteva cuvinte, acest Banfi l-a sprijinit pe primul medic specialist român, Ioan Molnar Pivariu, care se știe că și el era membru al francmasonerii. Și acum intrăm pe scări. Uite de ce mare este palatul. Și fiind atât de mare, sunt trei alei, să le spunem așa, impropriu, nu e un termen de specialitate. Cea principală era pentru căruțe, pentru trăsuri. Și are forma unui mâner de coș. Celelalte sunt pe longitudine și toate trei vor da în casa scărilor, care este imensă, este cea mai largă casa scărilor ale palatelor din Transilvania. Și ajungem aici, în locul în care filmăm apartamentele principale. Ei, am mai spus data trecută, după venirea comuniștilor la putere, ultimul reprezentant, acel mare jucător, gambler, care pierde avuția asta în favoarea lui Nicolae Roșca, dar nici el n-a beneficiat. Se pare că poate Paraschiv are trei pătrini. În 1951 se înființează Muzeul de Artă. Da, era muzeu înființat de Consiliul Orășenesc, astăzi aparține de Consiliul Județean. Și avea locația pe strada actuală Memorandumului, la numărul 21, unde este astăzi muzeul etnografic, clădirea Reduta. Redut înseamnă loc de întâlnire în limba franceză, unde elitele se întâlneau. Nu înseamnă un bastion de apărare, înseamnă și aia de în secolul XVIII. Până în 1956, deci în 1952, a fost chiar o expoziție acolo, un vernisaj, în care s-a deschis, inaugurat galeria de artă, cu 353 de exponate. Pe urmă, în 1951, ce primește acest nou muzeu? Deci nu de aici. Primește colecția de numismatică și de arheologie a Muzeului Ardelean, cel înființat în 1859. Pe urmă, două colecții particulare foarte valoroase, a savantului Conte Cunghezo, nici nu știu cum să-i zic, că eu cred că savant, că era un mare filolog și membru al Academiei Maghiare, în Cunghezo, strada Cunghezo s-a numit actuala stradă Crișan, care merge spre stadionul CFR, și a Otiliei Voș, care rezida în casa de la numărul 11 din Piața Unirii de astăzi. Pe lângă aceasta au primit tezaurul, să-i spunem așa, al filialei Academiei Române, iar în 1971, când deja toate sălile de aici erau din această locație a Palatului Banfi, erau în posesia Muzeului de Artă, erau aproape 994, știu treburile astea statistice, că am avut un examen, de exponate 507 picturi, 420 pare mi se de lucrări grafice, sculpturi. Asta era averea, care astăzi este mult mai mare, pentru că în 1996 deja Galeria Națională, care este organizată aici la etajul 1, avea 3600 de tablouri numai. Ceea ce vedem noi acum chiar în preajma filmării este un altar extrem de frumos de la Gimbor în secolul XVI. Pe urmă o să vezi stilul Biedermeier, care am vorbit de el, acel stil între 1815-1848, care am vorbit la când am descris piața muzeului, știi foarte bine, de vizita lui Francis I și a Carolinei Augusta cu obeliscul. Pe urmă, în 1971 mai primește o serie de tablouri a unor pictori mai puțin cunoscuți de secolul XVIII-XIX și a nu uita că acest muzeu se mândrește cu exponatele date din Pinacoteca lui Virgil Cioflec.
un avocat foarte înstărit, un iubitor de artă. El a făcut două monografii, una despre Nicolae Grigorescu în 1924 și una despre Ștefan Lucian în 1925. Are exponate și a lui Grigorescu și a lui Lucian date muzeului. De fapt, a dat 77 de obiecte muzeului de artă. Familia Banfi a avut tablouri de valoare care s-au păstrat și sunt acum în muzeu sau alte obiecte? Ea personal? Păi sigur că a avut, sigur, i-a cumpărat, dar foarte multe tablouri sunt încă la restaurare. Să știi că muzeele au și secția de restaurare și cei care lucrează la secția de restaurare au o muncă extraordinar de grea. Una la mână, trebuie să fie specialiști excepțional pentru a putea să refacă apropiat de original și sigur că au avut tablouri. Acum, ei au cumpărat foarte multe tablouri, cum și muzeul din 1952 a cumpărat neîncetat tablouri din diverse surse pentru a îmbogăți, cum să zic, patrimoniul său. Și eu le dau un sfat clujenilor să-l viziteze, pentru că este și un personal bine calificat aici, foarte amabil și vizitele sunt de bun augur pentru că învață foarte multe lucruri referitor la orașul nostru și, nu, și la familia Banfi, bineînțeles, dar nu numai la familia Banfi. De asemenea, familia Banfi obișnuia să expună tablouri cu membrii lor, adică știți cum obișnuiau cei bogați să pună tablouri cu capii familiei. Da, dar ele cred că sunt la castelele lor, adică sigur la Bonțida, la Răscruci, la Gilău, nu sunt aici în cadrul muzeului, nu sunt cunoștință de cauză să fie portrete ale lor. Cred că sunt la castelele lor. Am spus că sunt mai multe familii Banfi, a nu confunda, încă o dată repet, pe Micloș Banfi. El, după venirea comunismului la putere, a stat în actualul palat Toldoa Ghicorda într-o cameră numai. Ăsta Dejă, care a fost ultimul, sau Dionisie, a stat cu mama lui, cu Charlotte, într-o cameră, într-o cămăruță, tot aici în zonă, pe strada Brăteanu. Apropo, cred că tot pe strada Brăteanu de astăzi, fosta strada Regelui, Chiraiuțo, sau fosta 23 august, acolo există un laborator de restaurare a acestui muzeu. Ce alte curiozități ne mai puteți spune despre muzeu, despre interiorul Palatului Banfi? Păi acum, interior, uite-te jos, când am, repet lucrul acesta, au niște subsoluri imense. Și cele patru case care au fost aici, prima casă a fost obținută de Gheorghe Banfi de la un alt nobil redei, Forcaus Redei, printr-un proces foarte interesant, deci Banfi întâi. Pe urmă, aici mai este casa Lințec, deci fundamentul casei Lințec, este casa Eperjes, și Ramazani, sau nu știu acum pronunția mea, limba maghiară, lasă puțin de dorit, dar astea sunt casele principale. Cum arătau ele, asta nu pot să-ți spun, pentru că nu avem dovezi scrise. Oricum, erau case ale protipendatei, că nu oricine stătea în buricul târgului și familia Banfi era, încă o dată, repet, o familie extrem de bogată. Cam toate ramurile ei nu erau înstărite, dar mai ales această familie care a realizat prin reprezentanții săi acest palat foarte frumos, care va intra de anul acesta sau de anul viitor, nu știu precis, în renovare. Acum, în acest palat baroc, își găsesc refugiul și inspirația pasionații de artă. 21 de săli găzduiesc expoziții de picturi, sculpturi și piese decorative vintage. Ce ne puteți spune despre patrimoniul Muzeului Banfi, despre comorile pe care le expune? Suntem la Muzeul de Artă, instituție de cultură de prim rang în peisajul cultural național. La ora actuală, inventarul cuprinde peste 15.000 de piese. Avem norocul, fiind în Palatul Banfi, să facem conexiunea cu moștenirea istorică a clădirii familia Banfi, prin faptul că există în depozit portrete din secolul al XVIII-lea, care îi înfățișează inclusiv pe guvernatorul Gheorghe Banfi și respectiv pe soția sa. De curând ele au fost restaurate și în anul 2016, în urma unui proces de cercetare, a fost organizată o expoziție cu 7-8 dintre aceste cele mai vechi
portrete care au valoare artistică, dar și valoare istorică. Apoi, țin minte că ele au fost expuse și într-o ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Țin să precizez că prin eforturile manageriale ale conducerii actuale a muzeului s-a reușit de curând înființarea unui atelier de restaurare la Muzeul de Artă, ceea ce până acum nu era și făcea foarte dificilă restaurarea prin colaborarea cu alte centre. Suntem acum în ceea ce se numește expoziția de bază sau Galeria Națională, o impresionant discurs plastic, mergând pe filiera evoluției temporale, care cuprinde piese din secolul 17-18 și mergând până la mijlocul secolului al 20-lea. Dar nu am putea vorbi despre existența Muzeului de Artă, despre patrimoniul său, nucleul cel mai bogat, fără mintea iscusită, altruismul și actul de generozitate al unui nucleu de oameni, între care trebuie să-l amintim în primul rând pe Virgil Cioflec, avocat și om de artă, prieten cu Grigorescu, prieten cu Ștefan Lucian și colecționar. Pentru că a avut contact direct cu acești corifei, vorbeam de Grigorescu și Lucian, putem spune că avem în patrimoniu și chiar în sălile de expunere lucrări achiziționate de Cioflec direct de la artiști. Lucrări originale. Toate lucrările din patrimoniul muzeului sunt originale, nu vorbim decât despre piese originale. Și în anul 1924, Cioflec a reușit să organizeze prima expoziție comemorativă și retrospectivă despre Ștefan Lucian, dispărut la 1916 cu catalog, iar un an mai târziu, în 1925, un alt proces de cercetare, expoziție retrospectivă și catalog Nicolae Grigorescu. În urma acestor evenimente, sigur că el a făcut noi achiziții, iar după câțiva ani, prietenul său de la Cluj, Sextil Pușcariu, rectorul universității, sigur într-un triunghi de prietenie în care Media și Octavian Goga, cei trei au pus de o înțelegere prin care la 26 iunie 1930 Virgil Cioflec a semnat actul de donație către Universitatea din Cluj a întregii sale colecții, compusă atunci din 77 de picturi și lucrări de desen plus două sculpturi. Înțelegerea a fost că universitatea a evaluat la 3 milioane de lei în banii de atunci valoarea colecției, banii s-au pus într-un cont, iar testamentar Cioflec a stabilit că din dobânda la bancă a acelui fond, din care el nu a luat niciun leu pentru el, să se cumpere alte lucrări care să îmbogățească colecția, iar în timpul vieții sale, a trăit până în 1948, el să fie cel care decide ce lucrări se achiziționează. Portrete, peisaje și alte lucrări grafice ale unor artiști, precum Nicolae Grigorescu și Ștefan Lucian, pot fi admirate la expozițiile permanente ale Muzeului de Artă din Palatul Banfi. Cele trei săli Nicolae Grigorescu au personalitate distinctă. Prima sală este cumva cea a tinereții, a deplinei puteri de creație și vreau să remarc aici un lucru poate mai puțin ieșit în evidență de către publicul știutor în general de clișeele despre opera lui și anume peisaj, car cu boi, etc. Aici ne aflăm într-o adevărată galerie de portrete, de tinerețe,
făcute de maestrul Nicolae Grigorescu, în care, la o privire atentă, observăm cât de fin psiholog putea fi el și cât de bine putea să reprezinte starea interioară a personajelor, începând de la chiar autoportretul unui tânăr artist care privește cu încredere viitorul, portretul plin de siguranță, dacă nu spunem aroganță, al doctorului Grunau, o suavitate a unui portret de fată tânără, ingenuitatea de copil universal, surprins în ochii copilului gazde la care locuia atunci Grigorescu. Ce putem vedea în celelalte săli ale muzeului? Suntem în a doua sală Grigorescu, dedicată peisajului. Sigur, legătura cu prima sală se face prin portretul celebru al vechirului Atanasiade, însă aici avem portrete din Subcarpați și din jurul localității Câmpina, acolo unde Grigorescu s-a stabilit. Ceea ce a adus nou și revoluționar în arta românească Grigorescu este ieșirea în plein air, în peisaj, chestie pe care el a practicat-o împreună cu tinerii răzvrătiți la Paris, acolo unde după scurt timp a abandonat cursurile de bele arte academiste și s-a alăturat grupării de la Barbizon, care făceau ieșiri în pădurea Fontainebleau, acolo unde el l-a sprijinit apoi și pe Andreescu și putea să rămână și în Paris cu gloria asigurată, a preferat să vină aici și să fie întemeietorul de școală națională românească, nu întâmplător în această sală, alături de lucrările lui, avem, pardon, în sala altă, și bustul lui Eminescu, cel care în aceeași perioadă a reușit să ridice pe noi culmi șlefuirea limbii române. Prima dintre cele două săli dedicate lui Ștefan Lucian. Ștefan Lucian, un personaj cu totul aparte, putem spune un dandy al culturii române, dar în sensul cel mai pozitiv, în sensul că deja era un personaj urban, promova eleganța, provenea dintr-o familie cu oarecare stare materială și care i-a permis ca pentru câteva vreme chiar să trăiască într-o oarecare bunăstare sau într-o viață fără de griji, griji materiale, pentru că griji spirituale a avut tot timpul. Lucian află în 1902 că este graf moldav, nu renunță, continuă cu efortul supraomenești să facă deplasări în natură și mai mult la 1908 să realizeze un autoportret aflat în galeria noastră, un autoportret de o forță excepțională, de o sinceritate dezarmantă, în care pe un corp aflat la limita suferinței și a descompunerii, sclipesc doi ochi care sunt de o împărătească întunecime, de o împărătească lumină neagră și cei care arată neînfrângerea artistului, care din 1909 până în 1916 n-a mai putut ieși din odaia unde era țintuit în fotoliu și unde a continuat până când a putut să țină pensula legată de mână să picteze flori. Și aici suntem în această sală, într-un templu al suferinței, dar și a victoriei artei izvorâte din boală, a victoriei spiritului asupra trupului, victoria unui geniu care a înfrânt boala, așa cum și Beethoven, reprezentat într-un bust aici de Dimitrie Paciulea, a reușit să învingă boala. În continuare, Galeria Națională cuprinde o panorama valorilor de artă din spațiul românesc, sigur cu precădere în spațiul intracarpatic, de la început de secol 20 și până, să zicem, la începutul perioadei postbelice. Astfel avem clasicii interbelici, începând cu prima femeie
afirmată plenar în artele plastice, cu studii în țară, dar și în sănătate, Elena Popea, apoi Teodor Paladi, cel care a fost bun prieten cu Matisse și influențat de acesta, care a dus spiritul urban, pictând atât cheile Senei cât și ale Dâmboviței. Avem sala Tonița cu grupul celor patru, Nicolae Tolița, Francis Șirato, Ștefan Dimitrescu și Nicolae Dărescu, cu celebrele sale scene marine de la Veneția, dar și din alte, dar și de la Constanța. Apoi avem Gheorghe Petrașcu, avem Nagy Imre, dar avem și câțiva sculptori afirmați și am spus de de Dimitrie Paciurea, prietenului Brâncuș, prezent cu o adevărată mini-expoziție în care este Sfinxul, zeul războiului, portretul suferind, în suferința lui, nu, portretul lui Ștefan Lucian în suferință. Apoi avem câteva lucrări Servatius, dar și Carol Pop, și acestea sunt doar exemple din ceea ce spațiul a permis să fie expus. Restul este în depozit, dar nu într-o adormire veșnică, ci depozitul este un laborator de cercetare pentru specialiștii muzeului, dar și din altă parte, și de valorificare prin expoziții, prin cataloage, prin cercetări și prin colaborări cu alte instituții de artă. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.